Paul, astăzi a fost 0-0 cu CSM Lugoș. O nouă reminiță, la fel ca în anii trecuți, da. Pentru Ripensia, tu nu erai. Da, eu zic că a fost un meci destul de bun, în puțin noroc puteam câștiga la ultima fază, dar Toma nu e atacant și nu e obișnuit să scrie. Sunt foarte mulțumit de testul ăsta și acum intrăm în linie dreaptă pentru campionat. Ești mulțumit chiar și de atacanți, de fundaș e firesc că n-ați luat gol. Da, sunt foarte mulțumit. Ei se mișcă mult, nu e neapărat vina lor că nu ajung mingile la ei. Dar ți-am zis, sunt condițiile în care terenul era foarte denivelat, au fost un pic sacrificați. Unde se află Ripensia acum? Ne apropiem de încheierea pregătirilor. Da, eu zic că nu stăm rău. Probabil că luni o să anunțăm și lotul de 22-23 de jucători cu care vom aborda acest retur și urmează să intrăm în linie dreaptă. Da, urmează o partidă interesantă, cea cu Universitatea Cluj. Da, un test foarte important, cu echipă de Liga 3, dar cu lot de Liga 1 și cu ambiții foarte mari. Va fi un test foarte, foarte important pentru noi și edificator, zic eu, să vedem cum stăm de fapt înaintea începerii campionatului.